Bine v-am găsit la Interviurile de Genius. Sunt Val Vâlcu, discut cu doamna director Florinela Georgescu, meteorologie operațională la Agenția Națională de Meteorologie. Doamna director, mi-ați dat ieri un telefon. Eram liniștit, la film sună avertizarea, ro alert. Din fericire s-a potrivit. Noi ne străduim să se potrivească. Ne străduim să se potrivească de cele mai Dar multe ori. Dar nu tot București. Într-adevăr, a fost un fenomen mai special, da. O furtună care s-a dezvoltat foarte rapid. Era prognozată, deci în prognoza pentru ziua de ieri era precizat faptul că la București va ploua spre seară. Este la fel de adevărat însă că, după cum vă spuneam, furtuna cu intensitatea ei maximă s-a dezvoltat foarte rapid și a afectat mai ales partea de nord-est-est a capitalei, astfel încât cartiere dinspre vestul Bucureștiului au avut foarte puțină ploaie sau chiar deloc. Dar acolo unde a fost furtuna a fost un interval de aproximativ jumătate de oră în care fenomenele au avut severitate maximă, în sensul că ploaia a fost foarte intensă și vântul a avut de asemenea intensificări puternice, a avut aspect de vijelie. Și a căzut și grindină, o grindină de mici și medii dimensiuni. Au fost pagube pe aeroport? Au fost pagube, în primul rând, cauzate de intensificările vântului. Probabil că pe zone restrânse și cantitatea de apă adunată în timp scurt a fost mai importantă din unele din consemnările la care avem acces, au fost și cantități de până la 30 de litri pe metru pătrat adunate în timp foarte scurt, cum vă spuneam. Și foarte spectaculos a fost faptul că cerul nu era complet acoperit, adică în multe părți ale orașului a plouat, cum se spune, cu soare. Deci înspre vest era încă soare, se vedea încă soarele, iar în partea de est a cerului erau acești nori de furtună. Mai interesant decât la film. Dacă într-adevăr. Deci a fost frumos. Urmat a fost frumos. Alert, dar ce explică aceste fenomene? Sau hai să o luăm încet. A fost o vară fierbinte, mai avem 3-4 zile și putem vorbi la trecut despre această vară. Rămâne o vară politică încinsă. S-ar putea să nu vorbim chiar așa de repede la trecut despre această vară, pentru că există semnale că perioada cu temperaturi peste norme s-ar putea extinde până spre jumătatea lunii septembrie, cel puțin. Am început cu temperaturi ridicate anul acesta, deja din luna aprilie, mai, dar în același timp am început și cu fenomene de instabilitate atmosferică accentuată tot de atunci, din lunile de primăvară. Deci să ne amintim, nu sigur de fenomenul cel mai marcant al primăverii, celebra tornadă de la Dragalina, care s-a produs pe 30 aprilie. După care fenomenele de instabilitate au fost foarte numeroase, mai ales în lunile mai și iunie și chiar la începutul lunii iulie. Deci spuneți așa că a început cu tornada care, să spunem, e mai obișnuită în zilele de vară, nu în sfârșit de aprilie. Nu neapărat, deci există, e adevărat că aprilie poate a fost un pic timpuriu, dar pe de altă parte, de multe ori se spune că lunile de primăvară sunt prielnice apariției acestui gen de fenomen. Și a continuat cu furtuni. Nu? Instabilitate. Multă instabilitate atmosferică. Au fost perioade foarte îndelungate în care circulația aerului la scară mai mare a favorizat pătrunderea și menținerea deasupra țării noastre a maselor de aer cu foarte multă umezeală.
o umezeală latentă care, combinată cu temperaturi ridicate, favorizează declanșarea furtunilor de vară. Pe de altă parte, această umezeală din aer persistentă, foarte persistentă, a făcut ca disconfortul termic să se instaleze iarăși destul de timpuriu, de la sfârșitul primăverii. Disconfort care a apărut chiar la temperaturi nu foarte ridicate, adică deja la 32-33 de grade ne-am apropiat de acel prag critic de 80 de unități de care pomenim atunci când vorbim de disconfortul termic. Deci combinația între umezeală și temperaturi ridicate. Este ceva mai puțin uzual acest lucru, dar ultimii ani spun eu că ne-au obișnuit cu acest tablou. De altfel, nici vara trecută, nici în această vară nu am avut temperaturi mai mari de 37-38 de grade, dar categoric toată lumea a resimțit din plin disconfortul termic și efectul a ceea ce numim val de căldură. Deci spuneți că a fost o vară grea, o vară mai greu de suportat, chiar dacă nu a fost o vară a superlativelor, știi, presa dorește. Cea mai călduroasă vară din ultimii 20 de ani, cea avem, mai caldă avem zi câteva, din ultimii... Avem și noi câteva superlative recorduri. Și o să vă vorbesc despre alte superlative ale verii care nu au fost la noi, dar la noi, categoric, vorbim în primul rând despre o lună mai în care cantitatea medie de apă căzută, deci cantitatea de apă acumulată în urma ploilor a fost aproape dublul mediei din ultimii 60 de ani și a poziționat această lună mai pe locul 4, printre cele mai ploioase. Pe de altă parte, luna iunie, chiar dacă, după cum vă spuneam, nu am avut temperaturi de record absolut, faptul că multe zile în șir temperaturile au fost peste normalul perioadei, a făcut ca această lună să fie cea mai caldă din ultimii 60 de ani. Deci avem și noi, chiar și în această situație în care, repet, nu am înregistrat temperaturile acelea care caracterizează recordurile absolute la noi în țară, au fost suficient de ridicate încât să încadreze această lună, să o facă din luna iunie cea mai călduroasă, să o ridice în vârful topului. Deci n-am avut 47 de grade, dar nu disconfortul... A fost suficient. A fost suficient să avem perioade lungi, zile în șir, cu temperaturi de peste 30, 33, 35 de grade, astfel încât să depășim recordul anilor anteriori. Și dacă vorbim pe medie, văd că avem și în luna august 34, probabil 35, și luna august calde. Se va încheia cu o temperatură medie destul de ridicată. Mai îngrijorător este deficitul de precipitații, pentru că era de așteptat, deci prognozele arătau acest lucru. Faptul că sunt zone mari din țară în care a plouat foarte puțin în această lună, chiar discutam cu colegii mei în legătură cu ploaia de ieri de la București, că ea a venit totuși după o perioadă îndelungată în care în capitală nu a plouat. Și semnalele, vă spuneam, pentru luna septembrie, că s-ar putea să fie mai caldă decât normal, dar în același timp s-ar putea să fie și cu cantități din nou sub normal, deci din punct de vedere al precipitațiilor. Secetă. Dunărea este foarte scăzută. Probabil că acest deficit de apă nu afectează doar România. Această categoric, situație e categoric. Situația în zonă. Este pe arii mari ale Europei. Sigur, contează foarte mult ce se întâmplă în Europa Centrală, apropo de debitele Dunării. Dar dacă nu se schimbă mare lucru în tablou pe care îl avem deja de o perioadă îndelungată, s-ar putea ca Dunărea să rămână sub cotele firești ale acestei perioade. Vedeți, vorbim pe de-o parte despre faptul că am avut multă instabilitate atmosferică, deci multă ploi cu caracter torențial, cu cantități mari de apă adunate în timp scurt și în același timp, în aceeași frază, vă spun despre faptul că este secetă. Da, pentru că acele cantități mari despre care vorbim, asociate furtunilor de intensitate mare sau chiar foarte mare,
Au căzut pe arii restrânse, au căzut în timp foarte scurt, astfel încât nu au mai apucat să pătrundă, mai degrabă s-au scurs decât să pătrundă în sol și să repare deficitul de umezeală. Și iarăși trebuie să amintim faptul că am avut foarte multe episoade cu grindină de mari dimensiuni, tot așa începând din primăvară, ceea ce, bineînțeles, agravează tabloul general al acestui sezon cald. Se pot pune toate aceste fenomene pe seama încălzirii globale sau este statistic? Anul acesta e diferit la anul... Știți cum este? Clima, până la urmă, reprezintă o statistică. Niciodată nu asociem, așa m-au învățat pe mine colegii mei climatologi, că nu trebuie să asociem un eveniment izolat cu modificările climatice. Dar jarele la Paris, exact, la Bruxelles, dar pe de altă parte tablou, de grade episoade individuale de fenomene severe, până la urmă compunem un tablou general care nu arată deloc bine. Vorbim la nivelul Europei despre un an, despre un sezon cald care a adunat foarte multe recorduri și nu neapărat îmbucurătoare, v-aș spune că deloc îmbucurătoare. În primul rând, sigur, acele recorduri de senzație pe care le-au făcut țările din Europa de vest, nu o temperatură maximă absolută de 46 de grade în Franța sau chiar peste 46 de grade, depășind cu mai bine de 2 grade recordul anterior, este ceva extraordinar. Este mai cald ca în Sahara. Exact. Pe urmă, recordul absolut de la Paris, de la jumătatea lunii iulie, da? Spre sfârșitul lunii iulie. Să depășești un record absolut cu 2 grade este ceva extraordinar, că de regulă când se depășesc recordurile absolute, asta se întâmplă, se umblă acolo, la zecimală, știți? La 0,1 grade, 0,2, dar noi vorbim de 2 grade deja și nu numai Franța, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie. Deci recorduri, depășirea recordurilor absolute de temperatură și nu într-un singur val de căldură, ci cel puțin două marcante pe parcursul acestei veri, încadrându-se aceste episoade într-un tablou mai general care a însemnat temperaturi foarte ridicate ajunse până în Groenlanda, care de asemenea a marcat niște recorduri de topire foarte rapidă a gheții. Sigur, se spune că în fiecare an există această variație, variația suprafeței acoperite, dar acum se pare că s-a topit. Am aici niște date care arată că în 2019 până acum s-a topit 56% din suprafața înghețată a Groenlandei. Foarte aproape. S-a topit definitiv sau s-a topit este această doar vara oscilație, da, sezonieră, dar sigur că când se întâmplă așa ceva și pe durata câtorva zile, este ceva de senzație. Sigur, nu este un record absolut, pentru că tot așa am găsit că recordul a fost în 2012, când la un moment dat în sezonul cald era topită 97% din suprafața înghețată a Groenlandei. Iarăși recorduri din această vară, faptul că gheața din Arctica și Antarctica se pare că are în această vară cea mai scăzută extindere din ultimii 41 de ani. Pe urmă, ca temperaturi medii înregistrate peste vară, Alaska, vestul Canadei și Rusia centrală au avut o abatere de mai mult de 2 grade față de media ultimului secol. Vorbim de niște regiuni care poate depășesc suprafața Europei. Da, sunt regiuni foarte întinse, regiuni care au mai fost lovite și de alte necazuri, nu cum este Siberia, în care
aproape începem să ne obișnuim ca vara să aibă incendii de pădure, incendii foarte puternice și sigur ajungem astfel la dezastru care se petrece în aceste zile în pădurea amazoniană. În Siberia se topește și permafrostul. Acesta este iarăși un lucru extrem de exact, este un lucru extrem de îngrijorător, pentru că în permafrostul siberian există depozite mari de metan, gaz care are un efect de seră chiar mai puternic decât al dioxidului de carbon. Deci sigur că în afară de... Noi ar trebui să fim conștienți să spunem da, acesta este marele pericol. Sigur că prin topirea permafrostului se permite accesul la alte zăcăminte și aici începe discuția aceea cum punem în balanță avantajele și dezavantajele aduse în încălzirea globală. Ne găsim în aceeași situație și în Brazilia, unde mineritul, exact, culturile, exact, nu vrem cafea ieftină, cafea bună, avocado, exact, fructe, da, mango, dorim să găsim la prețuri de gogonele, să găsim nu știu ce, papaie, da, în, așa este, în, da, alimentarea și așa este. De cealaltă parte fermierii brazilieni, industria și cei care doresc să practice mineritul. Exact, cred că pun foc. Haideți să o spunem, da, în Brazilia, da, a pornit este... din mai multe centre acest incendiu, adică arată exact pattern-ul pe care poliția îl suspectează când își dă un foc la depozit să încaseze recompensa. Da, este foarte posibil acest lucru. Chiar am văzut un mic documentar, să spunem astfel, în care se explica faptul că intenționa să taie pădurea, începând din primăvară, mă rog, câteva luni, cu o perioadă oarecare, este lăsat sau sunt buștenii lăsați acolo pe loc să se usuce în căldură, în soare și pe urmă li se dă foc. Numai că din ce imagini am văzut, mie îmi pare acum că arde pădurea chiar necontrolat, deci... Cred că este o combinație între intenție, categoric, și faptul că s-a scăpat de sub control, iar ceea ce este acum este un adevărat dezastru. Ca să ne facem o idee așa cam ce suprafață arde raportat la România. Așa. Este un o suprafață județ, enormă. Două, nu. Cred că ne comparăm poate cu suprafața țării. Nu știu să vă spun. Oricum, suprafața este uriașă. Și probabil că în curând vor veni și reacții dinspre cercetătorii care vor aprecia cantitatea de dioxid de carbon eliminată în atmosferă în urma acestor incendii. Faptul că nu va mai fi captat dioxid de carbon bineînțeles, sezonul efectul viitor. Invers, că 20% se spune din oxigenul da, de care dispunem este generată de pădurea amazoniană. Aceste tipuri de poluare transfrontalieră nu determină reacții internaționale? Să spunem, dacă în cazul centralei nucleare de la Cozodului, în cazul nostru, s-au mai făcut pe aici, pe acolo, da, bine, ungurii construiesc o centrală nucleară nestingherită, de ce să protestăm? Mai bine ne facem că nu știm. La rândul lor au protestat pentru Roșia Montană, deși nu i-a afecta în mod direct. În cazul ăsta, fiecare țara planetei este afectată de o catastrofă globală. E pe teritoriul unei țări. Pe de altă parte, însă, sigur că este o problemă care globală, începe... Globală, dacă acea țară, bun, vrea să deschide este șantierele. Este o problemă care, da, probabil că va trebui... un pic factorii decidenței acestei planete să aibă un cuvânt mai puternic de spus în această situație. Acum am înțeles că există și problema posibilității de a stinge aceste incendii, căci nu este ușor. Bun, să le stinge una, dar dacă noi vedem același lucru în București, lasă câte o clădire din această veche istorică, o bijuterie arhitectonică, o lasă să se prăbușească și după aia trântește un bloc. Ce nume s-a
prăbușit, asta e, dăm autorizație de construcție. Așa și aici, una este să ardă pădurea și alta este ca după ce arde să aprobi un șantier. Da, vom vedea. O exploatare minieră și urmară. Nu să lași circuitul natural, probabil că mai ars pădurea Amazonia. Și vedeți, da, și eu cred că sunt multe zone de pe această planetă care trec prin astfel de drame de care nici noi nu știm. Bun, revenind la, situația din, țara noastră. Avem, deci, prognoze pentru septembrie. Știu că, în general, nu doriți să mergeți în viitor prea mult. Da, deocamdată aș începe cu viitorul foarte apropiat, pentru că astăzi așteptăm o instabilitate atmosferică, să zicem așa, fenomene asemănătoare, asemănătoare cu ce am avut ieri în zona capitalei, dar nu numai acolo. Așteptăm pentru partea de vest-nord-vest, de fapt mai mult nord-vestul și centrul țării și mare parte a zonelor de deal și de munte. Până spre seară, de altfel a fost emis un cod galben, o atenționare cod galben care vizează aceste regiuni. Deci furtuni de vară, intensificări ale vântului, posibil vijelii, căderi de grindină, cantități mai importante de apă în timp scurt. Iar pe de altă parte, la noapte, astfel de fenomene ar putea apărea în județe din partea de vest, deci din Banat și Crișana, până spre dimineață. Și pe de altă parte, rămânem cu temperaturile foarte ridicate și cu disconfortul termic accentuat, cel puțin următoarele 3 zile. Deci furtunile acestea nu răcoresc orașele? Răcoresc, dacă ați observat ce s-a întâmplat ieri, pentru că s-a răcorit fix jumătate de oră, după care a crescut disconfortul termic, pentru că disconfortul, ca urmare a combinație între temperatura care a rămas totuși ridicată și surplusul de umezeală pe care l-a adus ploaia. Deci nu neapărat trebuie să ne așteptăm la o răcorire în urma acestor ploi. Și, în general, vă spuneam că posibil să rămânem cu temperaturile peste normă până spre jumătatea lunii septembrie și cu ploi din acestea pe aici, pe acolo, deci fără a avea deocamdată în atenție vreun posibil episod cu ploi pe arii extinse, deci ploile acelea de toamnă. Da. Deocamdată nu. Din punct de vedere al estimării pentru toamnă, aici pot să vă spun că există oarecare incertitudine, pentru că pe de o parte există semnalul dinspre Centrul European de la Reading, acela care ale cărui prognoze le folosim în mod curent, care estimarea arată că lunile de toamnă ar putea fi cel puțin septembrie și octombrie, cu temperaturi în continuare peste normalul, sigur, al lunilor respective și cu un deficit de precipitații. Pe altă parte, există semnalul dinspre alte centre climatologice, un semnal care tratează pe ansamblu sezonul de toamnă la nivel european și care arată că pentru partea de sud-est, deci care include și țara noastră, nu ar putea lipsi episoadele cu mai multă ploaie, ploi care, cel puțin până la jumătatea toamnei, ar putea avea în continuare aspectul furtunilor de vară, în timp ce partea de vest a Europei ar putea continua cu deficit de precipitații și temperaturi mai ridicate. Pe care ne-o dorim? Apropo de ce vă spuneam... Care scenariu ar fi cel favorabil? Scenariul, ce să vă spun, cred că o linie de mijloc între cele două. Întotdeauna e bine ca fenomenele să fie la locul lor, în sezonul lor, cu dinamica lor firească. Din nefericire, ultimii ani nu prea au fost așa. Pentru sezonul turistic este bine. Pentru sezonul turistic este bine. Septembrie superb, e ca în Grecia. Septembrie de câțiva ani deja a început să semene mai degrabă cu ultima lună de vară decât prima lună de toamnă. Este foarte bine și ar fi bine ca și turismul nostru să profite, pentru că, din păcate, mie lasă așa senzația că cel puțin litoralul nu profită
Dar ce, pentru că ți-e cam închide totul pe acolo. Pentru că lumea se teme că ajunge pe o zonă, pe un timp cu ploi, nu, ploaia mocănească de toamnă. Bine, dar și dacă, dacă vrei să te duci, nu prea mai ai unde. După jumătatea lui septembrie, se închid hotelierii, da, închid. Din nefericire. Bun, deci nu avem o certitudine. Nu avem, dar prin, ultimii ani cam, în ultimii ani s-a conturat acest tablou. Anul septembrie, care poate mai călduros. Fi de fapt sfârșitul verii. Și s-ar putea, pentru că vedeți, ne apropiem de sfârșitul lunii august și noi suntem tot cu temperaturile peste. Alte țări peste profită. Normă. Am văzut în Suedia acum mulți ani au oferit zile libere pentru că erau 28 de grade, ceva nemaivăzut. Da, e o idee. În Anglia au spus, nu mai mergem în Grecia, da, că avem o vară fierbinte. Da. Au fost luate pe sus stațiunile. Eu aș zice că am putea profita mai mult de litoralul nostru. Uitați, am avut în luna martie, am fost 2 martie la Constanța și la Mamaia. Era o vreme absolut superbă, sigur, de primăvară, nu de vară. Dar o vreme absolut superbă, o mare de vis, o mare care nu poate avea vara, acea culoare turcoaz. Da, a unei mări tropicale. Așa era în primăvară, așa poate fi uneori în toamnă mult, chiar și până spre jumătatea lui octombrie. Și octombrie, statistic vorbind, este o lună stabilă. Deci este o lună care poate să aducă perioade cu temperaturi ridicate și o vreme în general frumoasă. La noi în țară, în mod firesc, începem să simțim semnalele iernii spre sfârșitul lunii octombrie și mai degrabă după jumătatea lunii noiembrie. Abia atunci, de fapt, în funcție de cum va fi evoluat vremea până atunci, putem avea un semnal, un prim semnal despre cum va fi iarna care urmează. Climatologii se uită pe la jumătatea lunii noiembrie, spre sfârșitul lunii noiembrie, la extinderea suprafeței de gheață dinspre nordul extrem al Europei și atunci încep să-și facă estimările pentru sezonul de iarnă. Deci acele știri care veneau aproape în fiecare an din septembrie. Da, începem. Cercetătorii, dar nu știu de unde, au zis că va fi o iarnă grea. Cea mai grea, de la dinozauri încoace. Chiar le-am asociat așa ca scenariu cu negocieri pentru prețul gazelor. Da, categoric. Reclamă la sobe. Categoric. Nu știu, începeau, cineva arunca pe piață, presa se repede și difuzează. Categoric, astfel de știri, dacă apar în septembrie, în octombrie, nu pot decât să aibă un oarecare interes în spate. Pentru că deci altfel v-am news, zis, știri false. Da, altfel v-am spus, în mod firesc, în ideea de a avea o estimare cu speranțe de reușită pentru sezonul de iarnă, vorbim abia în luna noiembrie. Ați pomenit laboratorul, centrul de la Reading este în Marea Britanie. Da, este. Va fi înlocuit, sau ce se întâmplă după Brexit? Vom vedea. Deci deocamdată acest centru internațional este un centru de cercetări, un centru în care lucrează cercetători din multe țări ale Europei și nu numai. Își deschide, își mută, își instalează un calculator foarte puternic, deci practic mută centrul de calcul în Italia. Pe de altă parte, pentru că are nevoie de mai mult spațiu să se extindă, în sfârșit sunt o grămadă de considerente pentru care se mută centrul de calcul în Italia, nu neapărat legat de Brexit. Pe de altă parte, sunt absolut convinsă că se va găsi soluția astfel încât acei cercetători să rămână totuși la Reading, pentru că, vedeți, există o luptă foarte intensă în lumea științifică din domeniul meteorologiei și climatologiei între acest centru, considerat deocamdată cel mai performant pe plan mondial, cu colegii americani, care încearcă la rândul lor să aducă meteorologia și climatologia americană pe prima poziție. Aici fiind o bătălie și economică, ne referim la prognozele pentru traficul aerian, pentru agricultură. Da, sigur, aici sunt multe domenii și bătălia, da, bineînțeles, bătălia se dă pe toate aceste fronturi, dar în momentul în care, cum să zic, cheia o reprezintă modelul
matematic pe care îl rulează cele două centre. Deocamdată modelul de la sistemul de prognoză de la Reading este mai performant decât cel din Statele Unite și se dorește să rămână așa. Cum a fi cel din China, apropo de să știți că există, da, sunt meteorologii foarte puternice în China, în Japonia, nu mă îndoiesc că și în Rusia, sigur în Europa, dincolo de acest centru internațional, sunt meteorologii de top în Franța, în Germania, în Marea Britanie, pentru că toate țările recunosc importanța acestui domeniu pentru economia țărilor respective. Și noi recunoaștem și se fac și la noi investiții. Și vom avea în foarte scurt timp, avem deja și vom continua cu modernizarea, astfel încât să putem să fim așa cum am fost și până acum, în rând cu cele mai puternice centre meteo din Europa. Și din punct de vedere al prezenței internaționale? Vine și ea, prezența internațională, mână în mână cu tot ce facem frumos la ANM. Suntem membri în primul rând, v-am zis, suntem membri la Centrul European de la Reading, suntem membri la EUMETSAT, Organizația Meteorologică Satelitară Europeană. Suntem membri în EUMEDNET. EUMEDNET-ul este rețeaua serviciilor meteorologice naționale din Europa. Este o organizație care promovează colaborarea între serviciile meteo naționale, repet, deci este o organizație dedicată serviciilor naționale, nu celor private, deci aici este diferența. Colaborarea se face prin programe care vizează întreaga gamă de activitate meteorologică și climatologică și din această colaborare vastă care vizează multe domenii. Foarte importantă este participarea noastră la programul Meteo Alarm, acela care face publice toate avertizările țărilor membre din Europa. Meteo Alarm poate fi accesat pe internet, este www.meteoalarm.eu. Acolo, în fiecare zi, sunt afișate codurile pe culori, de altfel și noi am început să emitem avertizările meteo pe culori în momentul în care am devenit membri la Meteo Alarm în 2006. Și acolo putem vedea toate avertizările emise de țările europene, membre în acest program, majoritatea țărilor europene. Care țară ar avea cele mai multe avertizări? Unde o zonă mai instabilă și ar trebui făcută? Da, nu știu dacă există o astfel de statistică. Cine dă cele mai multe avertizări? Probabil că sunt țări mai stabile din punct de vedere. Destul de echilibrați. Suntem destul de echilibrați pentru că fiecare țară dă avertizări în momentul în care îi se depășesc niște praguri, intră în zona de pericol. Ori zona asta de pericol nu este, cum să zic, sigur că la unii parametri poți să zici în valoare absolută, sigur că un vânt peste 100 km pe oră e periculos oriunde. Dar se calculează climatologic. Da? Deci dacă la mine în țară este firesc, să zic, în medie să am o cantitate de 50-60 de litri pe metru pătrat, așa, nu o să dau cod roșu la 20 de litri pe metru pătrat. O să urmăresc climatologia acestui fenomen meteo. La fel la vânt, la fel la ninsoare și așa mai departe. Sunt țări care sunt mai sensibile. Dacă unele, nu știu ce exemplu să vă dau acum, vă dau exemplu Serbiei, este vecina noastră și este extrem de atentă la variațiile sezoniere ale temperaturii, ale cantităților de precipitații. La fel, sigur că pe o zonă costieră, Croația, tot dintre vecinii noștri, nu este același lucru o temperatură de 25 de grade, să zicem, la București, cu un 25 de grade pe coasta Adriaticii, pentru că acolo umezeala
este cu mult mai mare și atunci, sigur, disconfortul este mult mai puternic și gradul de pericol mai accentuat pentru populație. Și așa mai departe. Deci nu există niște praguri absolute pe care să le respecte toate țările europene la fel. Da? Pentru noi o temperatură de 35 de grade începe să fie dezagreabilă, dar până la 44,5, care este recordul la noi în țară, mai am loc. Pe când un 35 de grade, cum s-a văzut în această vară, în Germania, deci în Marea Britanie, sunt recorduri absolute. Deci la Paris a fost mai cald decât recordul de la Paris a depășit recordul din țara noastră. Recordul din Franța, de 46, da. Acela care este făcut pentru o localitate din centru-sudul Franței, în iunie. Într-adevăr, a fost un record de senzație, pentru că a fost cu aproape 2 grade peste recordul anterior. Și Parisul, la rândul lui, a făcut în 25 iulie, dacă nu mă înșel, un nou record de 42,6 grade. Uite, încă cu aproape 2 grade, iarăși mai mult Paris. Decât rezistăm în fața Parisului, dar să știți că acolo climatul oceanic, își spune cuvântul, și o astfel de temperatură este cu totul insuportabilă. Cu toate astea, n-au mai fost, adică din fericire, nu? Că în 2003 a fost o catastrofă națională, au fost zeci de mii de victime, se vorbea de 30 de mii de victime la nivel european. La nivel european, Franța, Belgia, Olanda, da. Au învățat păi, ceva asta, din criza. Au învățat foarte multe. Meteo. Da. Sunt extrem de atenți în momentul în care se prognozează un val de căldură, sunt extrem de atenți să activeze Ministerul Sănătății, în sfârșit, tot ce ține de area aceasta a protejării cetățeanului. Și este firesc să fie așa, pentru că, vedeți, chiar au avut niște manifestări în acesta cu totul de excepție. Adică o temperatură de 46 de grade e în valoare absolută deja. Înțeleg, dar este... ce puteau să facă? Doar să-și pună aer condiționat? Înțeleg că... Păi să deschidă, cum au făcut acum, în iulie. Au lăsat acces în muzee gratuit. La metrou li s-a recomandat oamenilor să petreacă câteva ore într-un centru comercial unde era aer condiționat. Mai multă atenție. Au salvat oamenii. Molurile au salvat oamenii, că în 2003 au murit persoanele vârstnice uitate în case, fără apă, prin deshidratare, pur și simplu. Iarăși, conștientizarea aceasta interesează ce face ruda, ce face vecinul. Deci sunt, erau în acea perioadă sunt de mesaje. Nu era telefonul mobil atât de răspândit, poate n-au luat legătura cu rudele aflate în vacanță. Da. I-a luat oarecum până pregătit atunci, în 2003. Între timp au învățat multe. La noi e și eu cred că am învățat cu toții din acel episod. Iată-mă, dar hocus-pocusul cu niște corturi în care ai un aparat de un dozator de apă și... Da, aici este discutabil, pentru că se aptea ca în cortul acela, dacă nu e și o sursă de aerisire, să fie mai cald, mai sufocant decât afară. Pe de altă parte, răcorirea aceasta prin fântâni iarăși este de scurtă durată și doar dacă stai acolo, probabil lipit de fântână, pentru că altfel nu faci decât să încarci suplimentar cu vapori aerul și deci mai mult să accentuezi, așa cum cu spălatul străzii dimineața. Nu e spălat, iertați-mă, ăla este stropit pentru că aruncă așa o boare de da, apă repet, cât să mai încarci cu vapori praful. Da, și să mai faci un supliment de vapori în aer. Da, eu cred că este foarte important în primul și în primul rând această grijă pe care trebuie să o avem, să o manifestăm față de cei de lângă noi. Și să luăm în considerare absolut toate sfaturile care ni se dau pentru a ne proteja în astfel de situații. Pentru că vine repede iarna și avem și acolo la pol opus posibilele episoade cu ger, în care la fel cred că e important să avem grijă de cei de lângă noi, pentru că pot rămâne izolați în casă într-o situație de viscol. Pot rămâne fără alimente, fără combustibil, deci e bine toamna, mai ales dacă locuim la sat, să ne amintim că trebuie să ne facem niște rezerve, să avem totuși în casă rezerve de apă, de alimente, de combustibil.
Deci cred că este o învățare continuă, așa cum învățăm și noi ca meteorologi, continuu cum să dăm avertizări și cum să transmitem mesajul nostru către populație astfel încât să fie cât mai bine înțeles. Nu putem face, apropo de statistică, o prognoză, să zicem, pozitivă, favorabilă, dacă a fost o vară călduroasă, o primăvară călduroasă, ar trebui ca să ieșim la media multianuală să vină o iarnă grea. Da. Este foarte greu de spus. Ca tendință generală, suntem categoric într-o perioadă așa de, știu eu, poate ultimii 10 ani, 15 ani, în sfârșit, în care iernile în Europa par a fi din ce în ce mai blânde, în medie, nelipsind însă episoadele cu manifestări severe. Da? Și sigur, la noi în țară, asta înseamnă viscol sau perioade cu ger. Este o apreciere a Organizației Mondiale de Meteorologie faptul că nu trebuie ca semnalul încălzirii globale, deci semnalul creșterii temperaturii medii globale, să ne facă mai puțin vigilenți apropo de posibilitatea de a avea pe parcursul iernilor perioade cu vreme foarte severă. Da, mă uitam că tot în acest an a fost episodul acela cu chiciură, cu ploaie înghețată. În ianuarie, iarăși a fost ceva neașteptat. Ceva, din comun, sigur, s-a mai întâmplat, dar știți cum e? Fiecare episod din acesta cu ploaie înghețată nu seamănă cu altul, pentru că e foarte sensibil acest gen de manifestare de vreme, e foarte sensibil la înălțimea la care se transformă precipitația solidă în ploaie. Uneori lucrul acesta se întâmplă chiar în apropierea solului și atunci vorbim sigur despre un polei în cel mai curat sens meteorologic. Altă dată se poate întâmpla mai sus, cum s-a întâmplat de data aceasta, și poleiul cel mai gros, deci depunerea cea mai consistentă, a fost pe pomi. Și atunci sigur că a fost spectaculos așa vizual, pe de altă parte extrem de periculos, pentru că a provocat curățarea pe cale naturală, nu să glumim puțin, a pomilor bătrâni din București. Da, riscul a fost extraordinar și pentru depunerile, sigur, pentru depunerile de pe cabluri. A fost un fenomen foarte spectaculos. Da, este la noi în țară foarte spectaculos, pentru că nu este neapărat un fenomen specific zonei geografice în care se află țara noastră. Ploaia înghețată este specifică zonelor litorale, țărilor care au ieșire la mare, la ocean, mai puțin la noi, pentru că trebuie să fie un bagaj de umezeală foarte puternic și o pătrundere caldă în masa aceea general rece, o pătrundere de aer cald undeva într-un strat mai aproape de nivelul solului. Una peste alta, 2019 a fost un an, a început ciudat cu recordul acesta. Da, vom vedea cum se va încheia pentru țara noastră. Legat de ploaia înghețată, a durat și mult, a fost o săptămână. A fost impresionant și ca extindere și în timp, dar și în spațiu. Deci a fost într-adevăr un fenomen remarcabil. Un an al extremelor și să sperăm că doar vremea va fi afectată în 2019, nu și vremurile. Da, eu nu vă pot spune decât că vremea afectează din ce în ce mai mult vremurile pe plan mondial, pentru că, vedeți, toate necazurile pe care le vedem la televizor, eu zic că dacă le mergem așa până în profunzimea lor, ajungem tot la niște cauze economice care în substrat au efectele modificărilor climatice. Vă mulțumesc, sper să ne vedem cu vești mai bune de pe frontul meteo și indiferent cum, cu vești. La revedere!